Iată titlurile acestei ediții. Cursa morții la Ungheni. Un tânăr de doar 22 de ani a decedat după ce s-a izbit cu mașina într-un pilon. Pe internet au apărut imagini dinainte impactului. Un tânăr de 22 de ani căutat de poliție pentru că a urcat băut la volan, reținut. A fost prins și de această dată băut la volan și fără acte. Două troleibuze și șase mașini implicate în două accidente rutiere pe străzile Chișinăului. Jumătate de capitală a rămas blocată în ambuteiaje. Un bărbat a fost reținut din nou pentru furt. Suspectul a furat dintr-o curte de la Ciocana instrumente în valoare de 25.000 de lei. Înmormântare cu scandal la Drochia. Un preot a sărit la bătaie la un bărbat care a chemat la o înmormântare părintele dintr-un alt sat. Un tânăr de doar 22 de ani a decedat în rezultatul unui grav accident rutier. Tragedia a avut loc în orașul Ungheni în seara de 22 iulie, în jurul orei 20. Potrivit poliției, mașina la volanul căreia se afla victima a derapat de pe traseu și s-ar fi proiectat într-un pilon instalat la marginea drumului. Imaginile video și pozele de la fața locului au fost postate pe internet de către un martor ocular. Pe un portal de știri au apărut imagini dinainte impactului, unde se vede cum mașina tânărului a trecut ca un fulger. Imaginile au fost surprinse de camera de supraveghere instalată la un magazin de lângă locul unde s-a produs impactul. Potrivit portalului newsungheni.org, pentru a reuși la cele 6 secunde până a se aprinde culoarea roșie a semaforului de la intersecția străzii Romane cu Decebal, băiatul ar fi accelerat până la 150 de km pe oră. Reușind să treacă de intersecția cu Decebal, a frânat brusc pentru a nu se tampona cu altă mașină care staționa la semaforul de la intersecția cu strada Vasile Alexandri, iar din cauza vitezei excesive ar fi pierdut controlul direcției și s-a izbit în pilon. Această versiune nu a fost însă confirmată de poliție. Din păcate, impactul a fost fatal pentru tânăr. Din cauza traumatismelor suferite, acesta a murit pe loc și a rămas blocat în mașină. La locul impactului a fost necesară intervenția salvatorilor, care au efectuat lucrări de descarcerare a cadavrului. Circumstanțele producerii accidentului se stabilesc. La 5 iulie, tânărul împlinise 22 de ani. Un tânăr de 22 de ani căutat de poliție pentru că a urcat băut la volan a fost prins de agenții de patrulare în timp ce conducea haotic pe o stradă din Chișinău. În momentul reținerii, acesta era băut și nu avea niciun act la el. Bărbatul a fost observat de echipajul de patrulare pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală în noaptea de 23 iulie în jurul orei 2. Tânărul a fost somat să oprească, însă a neglijat cerințele poliției și și-a continuat drumul. Dar nu a ajuns departe la intersecție cu strada Tighina, agenții de patrulare au reușit să-l oprească. Bărbatul nu avea la el niciun act. Mai mult, s-a constatat că tânărul era căutat de Inspectoratul de Poliție Străceni pentru că se eschiva de la răspundere într-un dosar penal pentru stare de ebrietate. Acesta a fost testat la alcool. Eu cam așa, de altfel nu mă știu. Se pare că șoferul de 22 de ani nu a fost surprins de rezultatul etilotestului și a recunoscut că a băut mult alcool și a încercat să se ascundă de oamenii legii. Mașina a fost dusă la parcare specială și urmează să se stabilească cui îi aparține. Acum, tânărul urmează să fie pedepsit pentru ambele încălcări. Accidentele rutiere cu implicarea troleibuzelor de rută sunt la ordinea zilei în capitală. La astfel de concluzii au ajuns polițiștii care au intervenit în data de 22 iulie în două astfel de incidente. În unul dintre cazuri, patru automobile s-au tamponat violent cu un troleibuz de pe ruta numărul 4. S-a întâmplat în jurul orei 15 pe bulevardul Dacia, nu departe de intersecția cu strada Valea Crucii. Potrivit polițiștilor, un automobil condus de un tânăr de 28 de ani a nimerit chiar sub roțile troleibuzului. Vehiculul de rută era condus de o șoferiță de 22 de ani. Ulterior, alți trei șoferi, un bărbat de 31 de ani, unul de 58 de ani și o tânără de 24 de ani, cel mai probabil din cauza că nu ar fi păstrat distanța dintre vehicule, nu au reușit să frâneze și s-au tamponat în vehiculele deja avariate. La fața locului a venit și o ambulanță, însă din fericire nimeni nu a avut nevoie de ajutorul medicilor. Deocamdată nu este clar cine se face vinovat de producerea accidentului. Un alt impact cu implicarea unui troleibuz s-a produs la intersecția dintre străzile București și Sergei
Andrei la Zoo din capitală. Din imaginile de la fața locului se vede că un troleibus s-a tamponat cu două autoturisme. Și de această dată, accidentul s-a soldat numai cu pagube materiale. Din cauza accidentelor, traficul în capitală a fost îngreunat și s-a circulat dificil. Acum agenții de la secția accidente rutiere urmează să stabilească care dintre șoferi au produs accidentele de circulație. Aceștia riscă amenzi de până la 1500 de lei, dar și câte 6 puncte de penalizare. Un bărbat de 35 de ani a ajuns din nou pe mâna oamenilor legii suspectat de furt. De această dată, individul ar fi pătruns într-o gospodărie din sectorul Ciocan al capitalei. Totul s-ar fi întâmplat în ziua de 4 iulie. În cadrul anchetei s-a stabilit că suspectul a profitat de lipsa proprietarilor, a sărit gardul, iar odată a ajuns în curte, a dat o tură prin ogradă pentru a vedea cu ce s-ar putea alege. Bărbatul a luat cu el mai multe instrumente în valoare de 25.000 de lei, le-a băgat în geantă și s-a făcut nevăzut. Ajuns acasă, proprietarul locuinței în vârstă de 40 de ani și-a dat seama de dispariția bunurilor sale și a sunat imediat la poliție. La mai puțin de 3 săptămâni de la cele săvârșite, poliția a reușit să-l identifice pe suspect. În după amiaza de 22 iulie, acesta a fost reținut și escortat la inspectoratul de poliție. Aici, în cadrul audierilor, suspectul a recunoscut că el este cel care ar fi comis acest furt și le-a spus oamenilor legii că toate bunurile le-a vândut. За ce vă были задержаны? Inspectorat politician. За тем, что я кражу делал. Что именно ты крал? Болгарку, перфератор, дрель. Еще. Перфератор, дрель. И что еще? Болгарку. И еще что-то там, железяку. На данный момент где эти вещи? На данный момент я продал эти. Totodată, polițiștii au reușit să constate că suspectul nu este la prima abatere de acest gen. Individul a fost reținut și anterior pentru furt. Dacă și acum va fi găsit vinovat, bărbatul riscă amendă de până la 67.500 de lei sau își va petrece următorii 4 ani în spatele gratiilor. Înmormântarea unei femei s-a transformat într-un scandal care i-a lăsat fără cuvinte pe cei care au venit să-și ia rămas bun de la răposată. Un preot a sărit la bătaie la un bărbat chiar în timpul ritualului. S-a întâmplat în data de 17 iulie în satul Salverii Vechi din Drochia. Motivul scandalului ar fi fost ultima dorință a femeii decedate. Aceasta ar fi rugat să fie înmormântată de preotul din satul vecin, iar organizatorul înmormântării a ținut cont de ultima voință a răposatei. În timpul înmormântării, însă, la ceremonie a venit și preotul din sat, care potrivit martorilor era în stare de ebrietate. Acesta a sărit la bătaie la organizatorul înmormântării. La câteva zile după incident, bărbatul agresat s-a adresat la poliție. La 23 iulie, la Inspectoratul de Poliție Drochia s-a adresat cu o plângere un bărbat locuitor al raionului Drochia, precum că la data de 18 iulie ar fi fost agresat fizic de către preotul din sat. Totodată, bărbatul a fost îndreptat la expertiza medico-legală pentru stabilirea leziunilor corporale. Poliția din Drochia urmează să ia o hotărâre legală în acest sens. Totodată, presa scrie că în data de 21 iulie, în sat a fost organizată o adunare, iar oamenii au hotărât ca preotul să fie lipsit de dreptul de a mai oficia slujbe. Încă un lan de porumb cu plante de cânepă ascunse printre rânduri. Un bărbat din Trușeni riscă un an de pușcărie suspectat că creștea ilegal cannabis pe un teren agricol. Firele au fost descoperite în data de 22 iulie de către polițiști în cadrul operațiunii MAC 2019. Potrivit poliției, lotul de pământ era îngrijit de un bărbat de 43 de ani, locuitor al comunei Trușeni din municipiul Chișinău. Cele 18 plante cu o înălțime de aproximativ 2 metri au fost smulse, ridicate și sigilate pentru a fi supuse expertizei speciale. În cazul în care bărbatul ar fi reușit să vândă plantele de cannabis, ar fi obținut peste 40.000 de lei. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă o amendă de până la 35.000 de lei sau până la un an de pușcărie. Reamintim că operațiunea MAC are scopul de a combate traficul ilicit de droguri de origine vegetală, depistarea și nimicirea plantelor cu conținut narcotic, precum și identificarea persoanelor care le cultivă ilegal. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt.
fum ce înjurături în mijlocul străzii. Un pieton l-a luat la pumn pe un taximetrist care i-ar fi făcut observații că nu are dreptul să traverseze strada în afara trecerilor pentru pietoni. Incidentul s-ar fi întâmplat pe 20 iulie în jurul orei 22 pe strada Ion Creangă din capitală. Momentul conflictului a fost surprins de o cameră de bord, iar ulterior postate pe o rețea de socializare. Potrivit martorului, bărbatul traversa neregulamentar strada, iar din cauza că taximetristul nu i-a acordat prioritate, pietonul a luat la pumn pe șofer. Taximetristul s-a enervat, a ieșit și el din mașină și a început să dea și el în pietonul agresiv. Cei doi bătăuși au fost calmați de mai mulți tineri dintr-o altă mașină. Bărbatul însă nu s-a liniștit, iar peste ceva timp s-a întors și l-a mai lovit de câteva ori pe taximetrist. Cazul nu a fost sesizat la poliție. Totuși, forțele de ordine s-au autosesizat, iar acum urmează să stabilească identitatea celor doi. Un început de săptămână cu ghinion pentru șoferul unei companii de la noi. Camionul la volanul căruia se afla a ajuns cu roata într-o groapă chiar în mijlocul drumului. Incidentul s-a întâmplat în după amiaza de 22 iulie pe strada Ion Creangă din sectorul Buiucani al capitalei. Imaginile de la fața locului au fost transmise la adresa redacției noastre de către un martor ocular. Din imagini se poate vedea cum camionul cu remorca plină cu cotileți a rămas blocată într-o groapă recent apărută. Mai mult, groapa este atât de mare încât a înghițit roata practic în totalitate, iar partea din fața mașinii este la un pas de a fi suspendată în aer. Paradoxul situației create este că incidentul a avut loc pe un drum proaspăt pavat. Pozele au ajuns pe o rețea de socializare. Situația a trezit revolta internauților care au criticat dur calitatea lucrărilor efectuate. Nu se cunoaște cum i-a reușit șoferului să iasă din această capcană și dacă a depus o plângere cu privire la cele întâmplate. Un chirurg de la Spitalul Raion al Orhei a fost condamnat la 3 ani de pușcărie cu suspendare pentru încălcarea regulilor de acordare a asistenței medicale soldată cu decesul unui pacient. Procurorii au reușit să demonstreze că în data de 13 martie 2015 medicul i-ar fi prescris pacientului în vârstă de 67 de ani internat în acea zi în spital medicamente care i-ar fi provocat o reacție alergică. Fără a-l examina personal, chirurgul i-a prescris mai multe preparate, chiar dacă cunoștea că acesta suferea de astm bronșic, fapt ce l-obliga să facă niște investigații medicale suplimentare. Expertiza medico-legală a arătat că moartea pacientului a survenit în rezultatul insuficienței respiratorii acute ca urmare a crizei astmului bronșic. Audiat, medicul de 43 de ani, cu un stagiu de 18 ani în cadrul Spitalului Raion al Orhei, nu și-a recunoscut vina. Sentința este cu drept de atac. 4 din cei 6 moldoveni suspectați de JAF au fost eliberați după mai bine de 2 luni de detenție în Turcia și Bulgaria. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrității Europene. Potrivit instituției, aceștia au ajuns deja la casele lor. Mai mult urmează a fi scoși de sub urmărire penală și ceilalți 2 moldoveni care în prezent se află în una din pușcăriile turce. În tot acest timp, acestora nu le-au fost înaintate învinuirile pentru infracțiunile care se presupunea că le-ar fi comis. Amintim că cei 6 moldoveni, 2 dintre care din Găgăuzia au fost încătușați pe teritoriul Bulgariei și extrădați în Turcia. Aceștia au fost suspectați că în seara de 18 mai, fiind mascați și înarmați, ar fi intrat în casa unui om de afaceri turc, l-ar fi bătut pe acesta și soția lui, iar apoi au furat banii din casă. Potrivit presei locale, reținerea conaționalelor noștri a avut loc pe 19 mai, în timp ce se întorceau din Turcia și se îndreptau spre Moldova. Un bărbat de 36 de ani din Râbnița a dispărut deja de 4 zile și este de negăsit. Îngrijorate, rudele s-au adresat milițienilor din regiune. Acestea au declarat că bărbatul ar fi ieșit din casă în data de 18 iulie și s-a dus într-o direcție necunoscută. Valentin Tomașevski are înălțimea de 1,82 m, corpolența medie, ochii căprui și părul negru. În ziua dispariției, acesta purta un pulover bej, pantaloni albaștri și adidași albaștri închiși. Rudele le-au mai spus milițienilor că bărbatul se află la evidența medicului psihiatru, iar anterior ar fi fugit de mai multe ori de acasă. În acest context, persoanele care l-au recunoscut pe bărbatul din imagini și cunosc locul unde s-ar putea afla sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Orice informație poate fi utilă. Dacă deții imagini sau informații care pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.